Eu am făcut, stimați colegi, o, bine, așa, o, o ecuație matematică, dacă vreți. Acel 30% pe care, la moment, acum, conform legislației și decizii ce au lăsat în vigoare de către toate instanțele de judecată, dumneavoastră sunteți obligați să produceți cel puțin 72 ore pe zi, zilnic, produs autohton, dintre care jumătate în ore de maximă audiență. Noi, prin acest proiect de lege, doar vrem să reglementăm expres în codul audiovizualului, de fapt, acea tendință și acel principiu care deja a fost legislat și considerat absolut legal în toate instanțele de judecare. Deoarece, uitați-vă, dacă la moment sunteți obligați să faceți 72 ore zilnic, noi propunem 8 ore. 8 ore, doar că evident nu zilnic, dar de la 6 la 24. Deoarece, stimați colegi, este un șiretrim și chiar este o chestie inadmisibilă atunci când de la 24.00 până la 6 dimineața. Deci, areți muzică autohtonă sau pui în reluare multe emisiuni și prin asta, raportezi ceceaului că, de fapt, tu ai acel produs autohton de 30%. Cred că nu ar fi corect și este, iarăși, o concurență neloială. Deci, noi am propus 8 ore de produs autohton, dar în intervalul orelor 6-24.00. Nu este o mare diferență ce ține de obligativitatea care există deja în prezent. Dar este mult mai corect față de consumatori, este mult mai corect față de radiodifuzorii, cei care într-adevăr au acest produs autohton. Pentru că înțeleg că vor fi foarte multe discuții, întrebări și dezbateri, nu mă opresc aici și cu mare plăcere vă mulțumim la care. Domnule autor deputat, vă mulțumesc și acum trecem la runda de întrebări de discuții. Vă rog pentru stenograme să ne prezintăm. Nu vreau că eu se dau în mâine anonime în discutarea stenograme. Este foarte important, este important și pentru noi cei care vom analiza stenograma, în așa fel ca să ne formulăm până la urmă un amendament pentru viitor, pentru viitor, ca să se spună. Vă rog, întrebări de spune. Primul altul și-a de rău. Astfel, Părgenț, director sectorul de Chișinău. La primul autor, în muzică, dar în întrebări, că se consideram că este justificat în viața de a vizita propaganda de sat, pentru că, în principiu, proiectul asta face, se refer strict la subiect, al doilea subiect, al doilea proiect. Mulțumim autorilor că au scos din prima variantă prevederile de teritoriu foarte strict la modul în care trebuie să acționeze ziariștii, credem că asta pentru ziariștii se vede în deputat, să mulțumim frumos, dar în același timp au rămas prevederile de teritoriu la locul de produs autohton. Toată discuția, practic, s-a început de la un produs de calitate și domnul Cotineanu spunea că de toate aici s-au luat pentru ca să fie un proiect de lege mai bun, mai calitativ. Susținem această dorință de a avea un produs de calitate. Numai pentru asta este nevoie de bani. Ca să producă o televiziune, un program de calitate, are nevoie de bani. Dacă banii ăștia vin exact din ceea ce se produce televiziunea, ea trebuie singur să decide volumul de produs. Dacă banii vin și din altă parte, dacă poate să finanțeze patronul, de exemplu, televiziune și aducând bani din altă parte, atunci siguranța este foarte simplu, foarte ușor să se întâmplă. De asta, în condițiile în care toți să știm, am văzut că aștept, economia este în recesiune, anunțată și pe Banca Națională și Ministerul Economiei. Anul ăsta și anul ăsta, viața de publicitate o să fie mai puțin bani disponibili. Este extrem și extrem dificil pentru televiziune să producă mai mult și în același timp să rămână independent. Am văzut cu toți monitorizarea de anul trecut la CCA-ul din campania electorală. Un singur post de televiziune au avut o prestație și distanță, au avut știri obiective. Postul respectiv a fost protecțional. S-a întâmplat din cauza că și-a finanțat și-au finanțat produsul din exact ceea ce câștigam, nu a avut mai mult fapt. Celălalt televiziune care a făcut partizan, multe dintre ei, multe Partidul Democrat, probabil că au avut niște bani și demat. De asta au venit de fapt. Dacă nu mai luați asta, așa o arată cu monitorizare, e obiectiv. Mulțumesc, domnule
nu am de gând să dau replică, stimați colegi. Și nu am care cu așa monitorizare, dacă onoratul Cuzor a încălcat acele principii de pluralism politic sau de dezintegrare echidistantă, există sancțiunile legale. Și nu am de gând să dau replică la acest subiect. În ce ține de propusul autohton, pentru asta, de fapt, și ne-am adunat să transparentăm ca să discutăm. Vreau să vă spun că noi am depus efort maxim ca să găsim acel compromis, poate chiar și mai mult. Am renunțat la multe prevederi care stăteau, într-adevăr, anumite obiecții și chiar și acest produs autohton. După cum am spus, dacă în prima variantă, la 8 ore, dar în intervalul existent de prime time, de la 19.00 la 23.00 ore de seară, vedeți că am, iarăși, ca să nu existe această limitare prea mare, am extins prime time, 2 ore, de la 18.00 la 00, iarăși, și aici, iarăși, facem un mic calcul, de exemplu, să presupunem că o televiziune își face matinal de dimineață 3 ori și rămâne doar 3 ore seara. Doar 3 ore seara, de la 18.00 la 24. Adică, în 6 ore de seară, doar 3 ore să fie produs autohton, iar acest